Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze inimile dumneavoastră și să ne ajute în această seară să ne apropiem mai mult de El. Dacă nu vă este prea mult, vă rog să vă ridicați în picioare. Aș vrea să vă citesc doar câteva versete din Apocalipsa, capitolul 3. De la versetul 14 până la versetul 22. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14 până la versetul 22. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mostru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Doamne, te rog în această seară să fii Tu Dumnezeul Scripturilor, să fii Dumnezeul care ni se arată așa cum este, Dumnezeul care vorbește inimilor noastre, Dumnezeul care ne dă apă și ne dă hrană și fă-ne ca în interiorul nostru, Doamne, să căpătăm viață din cuvântul Tău, prin harul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu știu cum aveți dumneavoastră obiceiul să beți cafeaua. Unora le place cafeaua mai rece, altora le place cafeaua extra hot, foarte călduță, foarte fierbinte, iar altora călduță. Mie personal sunt lucruri care nu-mi plac călduțe. În seara asta o să vă vorbesc despre biserica din Laodiceea, o biserică rece sau un clocot. Ceea ce vreau să vă spun că pasajul acesta de multe ori l-ați auzit ca subiect de evangelizare, în care Dumnezeu, predicatorii îl folosesc și spun că Dumnezeu ne cere să fim în clocot, să nu fim nici reci, nici căldicei în clocot. Dar se pare că, dacă vom sta 2 minute să ne gândim la acest verset, spune că, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Întrebarea pe care am să vă pun dumneavoastră și merită să ne gândim la ea. Dacă nu ești căldicel și nici în clocot, ar vrea oare Dumnezeu să fii rece? Că așa spune, asta e logica versetului. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Cum adică, o, dacă ai fi rece? La ce se referă Dumnezeu când vorbește așa ceva? Vreau să vă spun că de multe ori am interpretat pasajul acesta ca un pasaj în care invităm biserica să fie în clocot, să aibă pasiune, să fie gata să facă totul, să se întoarcă la dragostea din tâi. Acei oameni pasionați, acei oameni care merg înainte cu orice scop, acei oameni care nu răspund niciodată nu chemării lui Dumnezeu, când îl chem la slujire spune da, se aruncă înainte. În seara aceasta aș vrea să ne apropiem de această biserică și să... probabil să avem o imagine puțin diferită a ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos acestei biserici. Știți ce este cel mai frumos și este cel mai ușor pentru mine să predic din biserica din Laodicea? Pentru că oamenii ăștia erau bogați. În România, n-aș fi putut să predic la... Mă duceam într-un sat, am fost odată într-o evangelizare
Credeți-mă, după ce se termina biserica, erau câțiva bătrâni acolo, m-au chemat la masă și m-am dus într-o casă, era atât de derăpânată, încât a trebuit să mă aplec ca să intru în casă. Era derăpânată, oameni sărăcăcioși și cum mai putea să le predici unor astfel de oameni săraci? Dar în seara aceasta, voi sunteți bogați. Și mă refer bogați, mă refer la bani. Biserica aceasta era o biserică de oameni bogați. Cu siguranță sunt între noi oameni bogați. Dar știți ce este interesant? Că din cele 7 biserici pe cărora Domnul Iisus li se adresează, aceasta este ultima biserică și este biserica în care nu găsim nicio laudă la adresa ei. În toate celelalte biserici, celelalte 6, Domnul Iisus Hristos spune că îi apreciază pentru ceva. Când vine vorba despre biserica din Laodicea, nimic, nici măcar un singur lucru bun. Vreau să vă spun că, probabil știți dumneavoastră, bisericii din Efes îi spune că și-a părăsit dragostea din tâi. Bisericii din Perga li se spune că tolera păcatul. Bisericii din Tiatira făcuse compromis. Biserica din Laodicea are un cuvânt și o expresie care în limba greacă nu înseamnă altceva de când le spune acolo că nu te-am găsit nici în coclo, nici rece, am să te vărs din gura mea. Cu alte cuvinte le spune acestei biserici, îmi vine să vomit când mă gândesc la voi. Asta e cuvântul folosit. Folosit cuvântul acolo este a vomita. Domnul Iisus se uite spre această biserică și îi spune, îmi faceți greață. Îmi vine să vomit. Știți ce este interesant? N-am văzut asta până acum, dar uitați-vă cum le spune. Nu v-am găsit nici rece, nici în clocot, v-am găsit căldicei și am să vă vărs. E un mesaj de speranță. Încă nu v-am vărsat, încă n-am renunțat la voi și această scrisoare este o altă șansă dată bisericii și le spune în felul următor. Pocăiți-vă, întoarceți-vă, căci mai aveți timp și nu v-am vărsat. Dar ideea principală este că Domnul Iisus Hristos, nu mă așteptam să înțeleg asta sau să vorbim despre lucrul acesta în Scriptură, Domnului Iisus Hristos, Mântuitorului nostru, îi este greață de această biserică. Și o să vedem ce este atât de grav de Domnul Iisus Hristos folosește cuvinte atât de grele. Vreau să vă spun că numele orașului vine de la Antiohis al doilea, care înainte numele orașului acesta era de Diosopolis, și el îl cucerește și îi dă numele acestui oraș de la soția sa care este Laodice. Mai târziu el se divorțează de ea și se recăsătorește, dar numele rămâne. Și capătă numele de Laodicea din Licus. Licus era râul care trecea prin acest oraș și era o vale. Vreau să vă spun că orașul acesta are niște caracteristici foarte interesante pe care noi, studiindu-le, ne vom face o imagine mult mai clară la ce se refere Domnul Iisus Hristos când vorbește despre anumite lucruri. Vreau să vă spun că acest oraș era foarte important și din punct de vedere geografic, el se afla undeva la 6 mile de orașul Colose, unde Apostolul Pavel trimite acestui oraș, bisericii din orașul Colose, scrisoarea care se numește Coloseni, și mai era undeva la 11 mile departare orașul Ieropole. Ce era interesant despre aceste două orașe care erau în vecinătatea cetății Laodicea, era că în orașul Colose se aflau niște munți. Munții aceștia aveau zăpadă pe ei și în momentul în care se topeau, torente de apă veneau înspre orașul acesta Colose. Apa în orașul Colose era pură și de bună calitate, era o apă foarte rece. În partea cealaltă, în Ieropole, erau izvoare termale. La 11 km
11 mile distanță de la Odiseea, existau izvoare termale. Știți care era problema cu acest oraș? La Odiseea. Se afla exact între cele două orașe. Problema cea mai mare a acestui oraș este că nu avea apă potabilă. El era așezat într-o câmpie, de obicei rute comerciale foarte importante, era așezat la răscruce. Din pricina aceasta era un oraș foarte bogat. Erau atâta de bogați, pentru că istoricii ne spun, au făcut studii, orașul se află astăzi, în ruinele sale se găsesc în Turcia, erau atâta de bogați, încât în anul 60 după Hristos a avut loc un cutremur, dintre care, în acest cutremur, orașul Colose, care era la 6 mile departare, nu și-a mai revenit, iar ei au reconstruit orașul, Laodiceea, din bani proprii. Ei, fiind o provincie romană, romanii au venit la ei și au spus, ați avut parte de un cutremur, să vă ajutăm? Și au spus așa, plin de mândrie, nici nu ne trebuie. Erau oameni atât de bogați, încât s-au găsit săpături arheologice și pe numele unor clădiri întregi s-a găsit numele unui singur om. Omul acela plătise singur construcția unei clădiri de genul acesta. Erau atât de mândri, erau atât de bogați, încât le-au spus Imperiului Roman, n-avem nevoie de niciun ajutor. Noi reconstruim singuri. Ca să reconstruiești singur, trebuie să ai bani mulți. Orașul acesta mai era foarte cunoscut pentru că era un centru medical, era o universitate medicală, dacă vreți dumneavoastră cu alte cuvinte, în care erau cunoscuți în toată Asia ca fiind cei mai buni oftalmologi. Erau specializați pe ochi și pe ureche. Inventaseră, aveau o rocă în acea zonă, zona mare se cheamă Frigia. Avea o rocă roca frigiană pe care o mărunțeau și cu apa calcaroasă care venea în zona lor, au făcut o alifie pentru ochi și o dădeau pe ochii iritați, încât nimeni la ora aceea nu avea acest medicament. Oamenii veneau din depărtări, oamenii veneau de la distanțe mari ca să folosească această alifie. Lucrurile o să capete din ce în ce mai mult sens, vă dau foarte multe detalii, pentru că vom înțelege ce spune Domnul Iisus Hristos acestei biserici. Un alt lucru important, fiind atât de bogați, oamenii aceștia erau un centru bancar extraordinar de potent. Ni se spune că unul dintre împărații romani a adus din captivitate, a adus în acea regiune vreo 7500 de evrei. Ce este interesant despre evrei este că legea lor le cere ca atunci când împlinesc 21 de ani să dea la templul din Ierusalim o taxă de jumătate de siclu, de shekel, de aur. Oriunde te aflai în lume, dacă erai evreu, trebuia să plătești această taxă templului din Ierusalim. Fiind așa de bogați, guvernatorul sau proconsulul Laodiceei a interzis ca oamenii de acolo să scoată bani în afară, să scoată aur. Evreii n-au ascultat de lucrul acesta și și-au strâns banii ca să trimită acești bani către templul din Ierusalim. Însă li s-a confiscat această strângere a lor. Știți în ce valoare? 7500 de oameni aproximativ. Știți cât aur li s-a confiscat doar o singură dată? 9 kg de aur. Toate taxele pe care ei trebuiau să le trimite templului din Ierusalim au fost confiscate. 9 kg de aur, 20 de pounds cu care suntem noi obișnuiți. Erau atât de bogați încât își permiteau lucruri. Vreau să vă spun că ca să rezolve, orașul acesta era atât de bogat și aveau această universitate, acest centru medical super dezvoltat, încât aveau, în schimb, o mare problemă. Problema lor era apa. Ca să poată face rost de apă, au construit viaducte din Ieropole, de la probabil 10 mile distanță, încât apa de acolo, v-am spus că era apă termală. Când apa ajungea la ei, până ajungea la ei, era călduță.
Nu doar atât. Apa aia era plină de sedimente calcaroase și era atâta de acidă, apă grea, în momentul în care ajungea la ei, nu era bună de nimic de băut. Nu puteau găti cu ea, nu puteau fierbe nimic în ea și plus istoricii ne spun că aveau și un miros foarte calcaros, un miros de minerale foarte puternic. Oamenii acestea, într-adevăr, fiind foarte bogați, aveau în schimb o mare problemă. Problema lor era apa potabilă. Vreau să vă spun că din cauza acestei ape potabile, ei au transformat chestia asta în ceva foarte, foarte bănos. Știți cum au făcut? Au început să adune oi și oile acestea, hrănindu-se cu apa asta bogată în minerale, au început să facă o lână de culoare foarte lucioasă, neagră și ușoară. Din momentul acela, lâna aceea era foarte luxoasă. Orașul acesta s-a îmbogățit foarte mult din exportul acestor. Din exportul acestei lâne. Făceau într-adevăr, de cele mai multe descoperiri s-au făcut că au găsit covoare și haine de o calitate superioară. Erau peste celelalte orașe, erau peste celelalte cetăți din jurul lor, din Asia. Efes era una dintre cele mai importante orașe care se afla la 100 și ceva de mile depărtare. Însă, dacă vrei să locuiești undeva, e cum e astăzi Londra, New York sau Paris. Era la Odiseea, Efes, probabil Atena sau Roma. Erau acolo, standardul era înalt. Ce este interesant că ni se spune despre biserica aceasta, biserica aceasta nu este văzută de Pavel niciodată. Pavel nu a ajuns în biserica din Colose sau în biserica din Laodiceea. Deși era la foarte aproape distanță, se pare că colegul de slujbă, Epafras, a lui Pavel, el face evangelizarea în acest oraș și are ia naștere această biserică. De ce v-am spus toate aceste detalii? Biserica din Colose avea probleme cu Cristologia, cu doctrina despre Iisus Hristos. Pavel le scrie bisericii din Colose, dacă știți, și începe să le spună despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dar ni se spune că în Coloseni capitolul 4 cu versetul 16 avem un verset care ne dă o informație foarte, foarte importantă. Dacă ai putea să-l pui pe ecran, el spune în cartea sa epistola către Coloseni, spune felul următor, Coloseni capitolul 4 cu versetul 16. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicienilor. Și la rândul vostru să citiți epistola care va veni din Laodiceea. Ceea ce vreau să vă spun, că biserica din Colose, având probleme cu Cristologia, învățătura aceasta a ajuns și în Laodiceea. Și ăștia din Laodiceea aveau probleme cu Domnul Iisus Hristos. Problema cea mare în Colose era faptul că ei credeau că Iisus Hristos este un înger mai puternic, nici de cum Fiul lui Dumnezeu. Și o să vedeți de ce aducem astfel de detalii. Unul dintre lucrurile interesante pe care Domnul Iisus Hristos îl spune bisericii din Laodicea în felul următor, începe să se definească pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Începe să li se prezinte, să le arate identitatea sa. Am început capitolul 3 cu versetul 14 în felul următor. Îngerul bisericii din Laodicea scrie, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Ioan, scrie bisericii din Laodicea. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Cum se prezintă Domnul Iisus Hristos înainte de a le spune ceva acestor oameni, le spune felul următor. Cel ce zice despre sine că este amin. Acest amin este un titlu dat lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 51 cu versetul 16, și acolo în Biblia noastră ni se spune, în versetul acela apare Dumnezeul adevărului. Englezii au tradus-o invers, God of Amen. Titlul acesta este folosit în Vechiul Testament doar pentru Dumnezeu și faptul că Domnul Iisus își ia acest titlu și îl atribuie lui ne arată în mod clar că el este divin.
E interesantă această abordare, interesantă această identificare, această prezentare pe care Domnul Iisus Hristos o face singur. El spune în felul următor: martorul credincios și adevărat este în strânsă legătură cu acest cuvânt, amin. Domnul Iisus spune despre sine: eu sunt martorul, eu sunt cel care a venit de la Dumnezeu. Și spune el în epistola către Ioan, în Evanghelia lui Ioan spune în felul următor: eu v-am spus ce am auzit de la Tatăl meu. Eu adeveresc ce spune Dumnezeu, eu adeveresc. Martorul înseamnă cel ce a fost acolo cu Dumnezeu. Credincios și adevărat. Domnul Iisus ne spune cu alte cuvinte că tot ce spun eu este adevărat și demn de crezare. Apoi ne se spune despre un alt aspect, o altă titulatură, în felul următor: eu sunt începutul zidirii lui Dumnezeu. Începutul zidirii lui Dumnezeu înseamnă, cu alte cuvinte, cel care creează, cel care a fost agentul care a creat. Vă dau și un verset, tot în epistola către Coloseni, 1:5, spune în felul următor: el este chipul lui Dumnezeu, lui cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcut toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnie, fie de dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Vreau să înțelegeți că înainte de toate, înainte de a li se adresa acestor oameni, le spune felul următor: cel ce vă vorbește este Dumnezeu. Luați aminte la ce spun. Eu sunt cel ce zice amin, eu sunt martorul credincios și adevărat, eu sunt cel care a făcut creația. Toate lucrurile sunt ale mele. Vă spuneam că oamenii aceștia erau extrem de bogați. Aveau potență financiară, aveau soluții pentru care probabil cei din jurul lor nu le aveau cu privire la sănătate și făceau export, aveau bani. Erau bine. Domnul Iisus li se prezintă: toate astea sunt ale mele. Eu sunt cel ce sunt. Toate au fost făcute prin mine și toate au fost făcute pentru mine. Dar haideți acum să trecem la adevăratul sens al problemei. Ce l-a deranjat pe Domnul Iisus Hristos atât de tare? Probabil te uiți la această biserică, ăștia cu adevărat sunt binecuvântați, ăștia au bani, ăștia o duc bine. Te-ai fi uitat la ei, amvon de ultimul tip, cred că cea mai tare instalație de sunet, mașina păstorului ultimul tip, își permiteau, aveau bani. Ce le deranjează pe Domnul Iisus Hristos atât de tare încât le spune: îmi faceți greață, îmi faceți greață, îmi vine să vomit când mă gândesc la voi. Care e problema cu oamenii ăștia? V-am spus că au probleme cu Hristologia. Oamenii aceștia nu credeau că Domnul Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Nu există creștinism fără să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu există creștinism. Orice învățătură care nu l-are pe Domnul Iisus Hristos în centrul ei, ca fiind Fiul lui Dumnezeu și de natură divină și umană în același timp, este o erezie. Oamenilor acesta li s-a spus clar cine este cel ce vă scrie. Acum stăteam și mă gândeam, ascultați cât e de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cât e de ancorat în realitatea lor. Știți ce le spune? Am citit în versetele astea: vreau să cumperi de la mine aur, haine albe și alifie pentru ochi. Poftim? Cred că dacă ar fi fost, imaginați-vă un pic, pentru câteva minute, când au ajuns scrisoarea asta la ei, Domnul Iisus Hristos spune: cumpărați aur de la el, haine albe să vă îmbrăcați și alifie pentru ochi. Cred că o greșit biserica. Cum el ne spune nouă să cumpărăm aur, dar noi avem bani serioși. Ne spune nouă să ne cumpărăm haine, dar noi exportăm în lumea asta lână de calitate, cea mai tare. Stofă prima calitate. Și auzi-o pe asta. El ne spune să luăm alifie pentru ochi de la el. Cât e de ancorat Hristos în realitatea lor, și le spune în felul următor:
vă vorbesc exact vouă, care sunteți bogați, care credeți că sunteți bine îmbrăcați și care credeți că aveți alifie pentru ochi. Vouă vă vorbesc. Problema mare a acestor oameni era că ei ziceau despre sine, despre biserica lor, despre ei, că suntem bine. Domnul Iisus vine și le spune, voi nu știți că sunteți săraci? Vreau să vă citesc exact versetul, că e destul de... Ei ziceau despre ei, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Acum am stat și m-am gândit. Ceea ce văd eu la oameni că-s binecuvântați, în ochii lui Dumnezeu, s-ar putea realitatea să fie foarte diferită. S-ar putea să se uite Dumnezeu la unii dintre noi și să spună, e sărac, gol, ticălos și nenorocit. Știți ce am realizat? Că e important nu cum mă văd frații, e important cum mă vede pe mine Dumnezeu. Asta e important. Nu e important dacă mă vede cineva, știți ce s-a întâmplat? Era un pastor care povestea în felul următor. A fost invitat într-un oraș să ducă, să țină o... În America au un obicei, adun toate personalitățile orașului și chemă un predicator și este, au breakfast. După ce stau la micul dejun într-un hotel foarte luxos, foarte fancy, omul acesta vine, se ridică și le spune câteva cuvinte. Pastorul acesta povestea că a fost invitat într-un oraș foarte mare din America la un astfel de breakfast cu judecători, celebrități și toate lucrurile astea. S-a ridicat, a vorbit, dar a doua zi a trebuit să meargă și să vorbească unor deținuți dintr-un penitenciar. Povestea el că am simțit atâta legătură sufletească și atâta părtășie cu deținuții încât n-am ținut niciodată cont de întâlnirea pe care am avut-o cu oamenii ăștia mari. Știți de ce? Pentru că eu în ochii dumneavoastră s-ar putea să fiu nebinecuvântat, sărac sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Dar dacă în ochii lui Dumnezeu eu sunt bogat, asta e tot ce contează. Vreau să vă arăt ce cred eu despre biserica din Laodicea. Vedeți acest trandafir? Arată bine, arată frumos, miroase bine. Dar vreți să-mi spuneți ce-i cu el? Ce? O să moară. Înțelegeți? E deconectat de la viață. O să moară. Arată bine acum. E frumos, e mirositor, e plăcut la privit. O să moară. Domnul Iisus Hristos ne spune ceva foarte interesant. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâneți conectați în mine, eu sunt vița, voi sunteți? Eu sunt cel ce dă viață. Nu contează cât de bine arăți. Nu contează cât de binecuvântat cred oamenii din jur că ești. Ceea ce spune Dumnezeu unor oameni astăzi, și vă vorbesc acum că Domnul Iisus Hristos vorbește unei biserici, nu oamenilor din lume, îmi faceți greață. De ce? Nu sunteți conectați. Stați liniștit că nu am ales biserica asta din Biblie ca să vorbesc despre biserica de aici. Pe departe. Vreau să vă spun că mesajul acesta este unul de încurajare. Este un mesaj bun, dar știți ce? Domnul Iisus se uită la unii dintre noi și ne spune în seara asta. Nu ne întreabă, vai că am o problemă cu voi că nu sunteți foarte pasionați. Nu asta încearcă să ne spună, ci încearcă să ne spună că unii dintre voi, deși arătați bine, deși dați bine pe cărtie și în biserică, sunteți deconectați. Asta spune. Sunteți trandafiri frumoși.
Și ei spuneau despre sine că sunt bine, nu am nevoie de nimic. Ce le spune cu adevărat Domnul Iisus Hristos aici? Le spune că te-ai îmbogățit și ai ajuns atât de bogat încât spui că nu mai ai nevoie de nimic. Noi toți în viață ajungem la un moment dat în care încât să fim ispitiți de a ne pune încrederea în altceva. Poate îți merge bine financiar. Poate că te duce mintea. Poate că ești foarte inteligent. Poate că ți-ai pus încrederea în știință. Știi foarte multe lucruri. Poate ți-ai pus încrederea în relații. Poate ți-ai pus încrederea în toate lucrurile. Comparabil cu acești oameni, vreau să vă spun că Domnul Iisus ne atrage atenția. Orice altceva în afară de El înseamnă moarte. Orice altceva. John Stott spune în felul următor, descrie foarte bine această biserică și spune în felul următor. Oamenii aceștia din Laodicea sunt ca niște cerșători care nu au cu ce să-și cumpere intrarea în împărăția cerurilor. Știți ce soluție le dă Domnul Iisus Hristos? Voi aveți bani, sunteți bine. Cumpărați de la mine aur curățit. Ce ne spune cu adevărat acest aur curățit înseamnă aur pur. Aurul este în această, un mod simbolic în Biblie de a ne spune despre credință. Să aveți o credință pură. Când pui aurul în foc, el scapă de impurități. În momentul în care Domnul Iisus le spune, vreau să aveți o credință pură, lăsați la o parte toate lucrurile în care vă puneți încrederea. Încredeți-vă în Hristos Iisus. Mi s-a întâmplat în viață să-mi pun încrederea în relații. Mi s-a întâmplat în viață să-mi pun încrederea în mintea mea. Mi s-a întâmplat în viață să nu mă rog înainte de lucruri simple. Dar mi s-a întâmplat și reversul, în care, deși credeam că o să fie bine, am spus o rugăciune, Doamne, nu îmi pun încrederea în mine, mă încred în Tine. Știți ce s-a întâmplat? Am văzut favor din partea oamenilor pe care niciodată nu l-aș fi primit dacă nu era El. Am văzut rezolvări miraculoase pe care niciodată nu le-aș fi primit dacă mă ducea pe mine capul. Am văzut lucrurile astea. Nu atât de multe de le-am văzut. Dumnezeu, mai mult ca orice, vrea să fim dependenți de El. Orice om care nu este dependent de El, care își pune încredere în alte lucruri, sunt ca această biserică din Laodicea. Cum vreți dumneavoastră, căldicei? Ce le spune Domnul Iisus Hristos? Sunteți ca apa pe care o beți. Nu are gust bun și își călduță. Asta sunteți. Nu îi îndeamnă la să facă mai mult. Nu îi îndeamnă să fie oameni. Oamenii ăștia mergeau la biserică. Oamenii ăștia cred că aveau bani mulți și aveau și o biserică faină. Nu asta îi îndeamnă. Îi îndeamnă la dependență de El. În orice aspect al vieților. Apoi le spune că aveți nevoie de haine albe, că sunteți goi. V-am spus că le se părea foarte ciudat să le spună Domnul Iisus Hristos, ei care se ocupau cu comerțul cu haine, să le spună că sunt goi. În Isaia 61:10 spune că mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantia izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Apostolul Pavel le spune efesenilor în felul următor, și să îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Ce le lipsea oamenilor acestora? Erau hainele acestea neprihănirii, hainele acestea mântuirii, care îi făceau să stea înaintea lui Dumnezeu. Este foarte interesant că Domnul Iisus Hristos le spune oamenilor acestea, din punct de vedere spiritual, vi se vede goliciunea, sunteți goi, n-aveți nimic. Nu-i nimica mai
rușinos în lumea asta decât să stai gol în fața unui străin. Nu e nimic mai rușinos. Să stai gol în fața unui străin. Înaintea lui Dumnezeu nu putem sta prin faptele noastre. Înaintea lui Dumnezeu ne acoperim în Hristos. Ce înseamnă, folosim formule din astea foarte pocăiești, suntem în Hristos. A fi în Hristos înseamnă tot ce este atribuit lui Hristos să-ți fie atribuit ție. Noi suntem neprihănirea și sfințirea lui Dumnezeu în El. În momentul în care crezi în Hristos, această neprihănire a lui Iisus te face să stai drept înaintea lui Dumnezeu. Când li se spune, stați, luați haine albe. E atât de ciudat când le spune, ei se îmbrăcau mai mult în haine negre, că aveau stofă din aia de calitate neagră. Și le spune, știți ce? Stați îmbrăcați în haine albe. Hristos le pune la dispoziție neprihănire, sfințenie. Asta face Hristos. Le dă la dispoziție ceea ce, ce le trebuie. În ultimul rând le spune că luați ale fie pentru ochi ca să puteți vedea. Știți ce este interesant? Alefia lor nu-i putea face pe orbi să vadă. Alefia lor era pentru ochii iritați. Se deau pe ochii iritați și mergea. Dar nu puteau alefia lor să dea vedere orbilor. Cu alte cuvinte, știți ce le spune bisericii acestea? Sunteți orbi și nu vedeți. Știți ce nu vedeau? Nu vedeau că erau în pericol. Nu vedeau că erau în stare dacă mureau. Nu știu dacă ajungeau în rai. Asta nu vedeau. Spiritualitatea lor era în pericol. Credința lor era în pericol. Modul lor de viață era în pericol. E trist. E trist. Să vii la biserică și să fii în pericol. Și acum trecem la un verset care este foarte, foarte ciudat înțeles de către evanghelici. Ne se spune că Domnul Iisus le spune, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu. Înțelegeți că lucrurile astea pe care le faceți nu duc nicăieri. Și apoi le spune în felul următor, nu le spune nepocăiților, le spune pocăiților, le spune bisericii. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul acesta este foarte interesant, pentru că grecii și romanii, greco-romanii, aveau un obicei, un ritual magic. Ritualul acesta magic se referea la în momentul în care tu vrei să afli viitorul. Chemai un astfel de, hai să-i spunem, profet, necromancer, cum vreți dumneavoastră, și îl chemai la masă. În momentul în care îl chemai la masă, ei stăteau undeva, descoperirea arheologice spun că era undeva între 8 și 10 persoane, și în momentul în care chemai la masă, puneai masă pe fiecare la masă și lăsai un loc liber pentru zeu, pentru acel idol. În momentul în care venea acel idol, după ce stăteai la masă, era într-adevăr un ritual întreg, după ce venea, se spunea că venea acel idol la masă în prezența celor adunați, el vorbea, tu puneai întrebări și el vorbea prin profetul, prin preotul, prin magicianul care era la masă. Domnul Iisus vine și își bate joc de această închinare a lor. Dacă tu ești în control, că asta făceau ei, ei erau în control. Ei puneau masa, ei erau gazda, ei chemau idolul, ei aflau viitorul. Și ce îl spune Domnul Iisus Hristos? Iată, eu stau la ușă și bat, dar de data asta eu voi intra, eu voi cina și eu sunt cel care controlează. Și asta le spune biserici. Eu sunt control. Când mă lași pe mine în casă, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Domnul. Eu voi sta la masă și voi cina cu El. Eu sunt împărtășie.
eu sunt diferit de ce faceți voi. Vi se pare interesant unor oameni atât de distruși? Totuși, Iisus Hristos să vrea să stea la masă cu ei? Și nu doar atâta, nu se oprește doar atâta, le spune că celui ce va birui îi va da privilegiu să moștenească împărăția cerurilor împreună cu mine și să stea la dreapta lui Dumnezeu așa cum stau eu. Deci v-am spus că e o carte a speranței. Pentru că există speranță chiar și pentru ăștia tăiați de la viață. Oricât de terminați suntem, oricât de gravă e situația în care ne aflăm aici, Dumnezeu stă la ușă și bate. Dumnezeu e gata să aibă părtășie cu noi. De ce îi făcea scârbă Domnul Iisus Hristos această biserică? Pentru că El era afară. E biserica în care El stă afară și bate la ușă. E biserica în care Hristos nu era prezent, nu era glorificat, nu era înălțat. Asta putem să o aplicăm și pentru viața noastră. O viață fără Hristos, glorificat, înălțat, preamărit, e o viață care, vă spun eu, sincer, nu-i face plăcere. Știți ce îmi place la Domnul Iisus Hristos? Îl văd în acest pasaj și cu asta închei. Pune punctul pe ei. Te lovește și îți vorbește acolo unde e contextul tău. Unde se credeau ei cei mai tari. Pune Hristos punctul pe ei. Îți va vorbi acolo unde trebuie. În viața ta, în contextul tău. Și mai mult de atât, oricât de gravă e situația, mai ai șansă. Oricât de gravă e situația, mai ai șansă. În rugăciunea asta la urmă pe care o vom face, Hristos vrea să aibă părtășie cu tine. Încă Hristos vrea să stea la masă cu tine, cu noi, cu fiecare dintre noi. E Hristos care ne iubește. Hristos care moare pentru noi. Hristos care îi pasă de noi. Dacă există șansă pentru biserica din Laodicea, există șansă pentru Duhul Sfânt. Amin.